bună emisiunea, bine ai revenit, Radu Trifan. Color the Village în 2023 și alte proiecte pe care le aveți, ce vor însemna? Să le luăm cât mai, să zicem așa, aplicat. Color the Village. În primul rând, mulțumesc de invitație. Mă bucur să ne revedem, să povestim un pic. Între timp ați mai colorat niște... Am mai colorat, ne-am mai umplut de vopsea. A fost o perioadă foarte încărcată. Da. Și 2023 se anunță și el foarte încărcat, cum spuneai, de... Hai să vedem încărcătura, să discutăm cargo-ul. Cargo-ul nostru. Da, asociația noastră a crescut de la an la an, a crescut atât de mult că nu mai putem să ducem câte proiecte și idei sunt. Ca echipă am rămas cam aceeași, ar trebui să mai creștem și ca echipă, ca să putem să ducem tot ce am vrea noi să facem. Hai să vedem ce facem, da. Ce faceți, după aia vedem și ce ați vrea și deocamdată, mă rog, nu se poate, să zicem așa. Da. În primul rând, proiectele noastre cu care am mers în fiecare an și de care suntem consecvenți, ni le ducem în continuare și dacă avem posibilitatea, mai deschidem și alte proiecte, dacă nu, atunci stăm liniștiți în banca noastră pentru că nu vrem să promitem ceea ce nu putem să facem. Color the Village este clar proiectul nostru cel mai mare. E un proiect care înseamnă pentru noi o organizare de cel puțin 6 luni de zile. E foarte complexă organizarea din spate. Să și punctăm pentru, poate nu știu, chiar toți care se uită, ce înseamnă totuși Color the Village, ca idee. Da, Color the Village, am zis noi, colorează satul, ar fi denumirea în limba română. Este un proiect prin care noi ne propunem să zugrăvim 30 de case în 3 zile, da? Deci nu oricând, ci 30 în 3 zile, în 3 zile, într-o localitate aleasă de noi. În fiecare an schimbăm localitatea, într-un an mergem în județul Timiș și în anul următor în Caraș. Și în anul acesta, Banat, dacă asta ar fi Banat, ideea. Da, în Banat. Ne-au mai întrebat unii dacă nu am vrea să mergem și în alte părți, chiar în alte zone ale țării. Nu putem, este destul de mult de lucru aici. Ați primit și nici nu... oferte, să zicem, mă rog, solicitări, de fapt, nu oferte de utilizarea conceptului? De acord în vederea utilizării conceptului în alte părți? Sau v-ați trezit că alții cu altă pălărie... Pur și simplu ne-au întrebat dacă nu am fi interesat să mergem în alte sate, mai ales în Transilvania, să facem asta. Noi am spus că nu se poate. În primul rând că noi suntem aici în Banat, noi nu avem competențe să mergem în alte acasă, sate unde noi nu cunoaștem. Banat, exact. Așa. Aici cunoaștem, aici avem legăturile, aici suntem aproape de comunitate. Ar fi imposibil pentru noi și logistic și tot să facem în alte părți. Nu e scopul nostru, bun, până la urmă. Acum, se zugrăvesc, deci, atenția, se reține și termenul, se zugrăvesc, nu se reabilitează, consolidează sau nu știu ce, se intervine la acest nivel. Da, sigur există că nu poți să zugrăvești peste ceva care nu este reparat. Deci reparăm întâi, dar ne rezumăm la fațade. Deci fațadele nu intrăm în interioare, nu reparăm acoperișuri, structură, nu sau... facem structuri. Deci și casele le alegem de așa natură încât să putem să facem. Și să aibă sens, mă gândesc, reparația, adică zugrăveala acolo, să nu pice peste un nas sau, nu știu, peste asta. Exact. Bun. Ca să se înțeleagă și mai bine mersul acestui proiect, de unde provin materialele, fondurile pentru ele, mai bine zis? Vopsele, tot ce trebuie. Da, aici lucrurile am avut noroc, să zicem așa, suntem în Timișoara, avem aici în Timișoara, poate nu pot să spun numele, dar avem... De firme? Asta este situația. O firmă, da, este un mare producător de vopseluri în Timișoara, cred că știu toți timișorene de tradiție, care ne-a fost, de la început ne-a fost aproape și ne-a furnizat vopselurile pentru acest lucru, pentru că necesarul este foarte mare și nu cred că am reușit să strângem fondurile necesare să le achiziționăm noi. Deci de aici pornim cu această sponsorizare de materiale, de vopseluri, cu care noi putem să ducem proiectul ăsta an de an. Și restul uneltelor? Restul uneltelor, aici o parte le-am acumulat noi în timp, adică ce se poate folosi le-am, avem acumulate și avem, nu știu, 120 de șpacluri, 200 de bidinele și tot așa, pe le-am strâns. Probabil ce-i nevoie pe acolo. 7-8 scări avem deja acumulate la asociație. Da. Și cumpărăm, în fiecare an cumpărăm, aici clar avem nevoie de fonduri și atunci avem 2-3 sponsori mai mari care ne sponsorizează,
Nu îi avem deocamdată pe toți 100%, dar cam 2-3 companii ne-au fost aproape în fiecare an și ne-au promis că o să ne susțină. Rezultă, din câte înțeleg, că e un proiect din resurse private. Da, doar din resurse private. Deci... cât acoperă sponsorizările din necesar? Pentru că asta este o particularitate a acestui proiect, în condițiile în care în cultura română și nu numai, se vorbește tot mai... Adică, evident că e o criză de mecenă, cum ar fi, deci de binefăcători privați ai culturii. Da, noi ne-am concentrat, am încercat să evităm fondurile publice, pentru că cu fondurile publice am fi petrecut mai mult timp la birou ca să facem documente decât pe teren unde e nevoie de ajutor. Și sumele erau prea, da, birocrație și prea multă birocrație, prea multe condiții și în fine, nu ai siguranța că te poți baza pe niște fonduri. Tu trebuie să aplici, trebuie să ceri și poate obții, poate nu obții. Așa cu sponsori privați, noi le arătăm exact ce vom face și ei, dacă ne susțin, ne susțin și atunci văd că ceea ce am promis chiar se întâmplă. Și din necesități să iau întrebarea cam cât ar acoperi contribuția lor și cât puneți voi dacă e cazul? Acoperă integral. Pentru că da, integral din bani privați și unde nu se acoperă cu bani, spre exemplu, noi asigurăm masa pentru toți voluntarii. Și am văzut, este o chestie uriașă. Am văzut și niște imagini, da. Se făcea pilaf de orez, mi se pare, pentru seară. Da. Avem un meniu pe zile, se schimbă, deci nu le dăm aceeași mâncare 3 zile la rând. Unii stau 3 zile și atunci au 3 mese pe zi. La cort unii, atenție, ca să înțeleagă foarte clar. Da, unii stau la cort, unii stau la localnici, unii stau la pensiuni. Fiecare, avem un sistem prin care îi selectăm și atunci unii preferă să stea, dacă sunt pensiuni în zona asta, și asta e o problemă, că pe unde îi ducem noi nu prea sunt pensiuni. Sunt doar pensionari. Pensionari, da. Foarte asta mulți e o discuție bătrâni, în sine. Sate îmbătrânite, acolo ne ducem unde credem noi că este nevoie. Unde comunitatea are nevoie să fie un picuț împinsă de practic, jos. Asta, de câte ori pe an se întâmplă lucrul ăsta? O dată pe an, nu s-ar putea mai des, pentru că este o logistică foarte complicată să poți face... E un festival, e ca și cum ai spune, nu știu, Untold și nu poate să aibă loc de 2 ori pe an. O dată pe an se poate întâmpla. Dar aveți și alte proiecte sub egida, sub egida asociației. Acum, am văzut într-adevăr, se stă, cum spuneam, în corturi, prin curțile unde se poate campa, să zicem. Da. Așa, mă rog, și pe la locan și pe asta. Sunt mai multe comunități legate de acest proiect. Odată comunitatea proiectului, da? Deci, cam câți ar fi, să zicem, colaboratorii constanți, oamenii care se implică? Noi, în asociație, avem un grup de circa 80-100 de persoane, deci un grup mai larg de voluntari care sunt, să zicem, trec mai des pe la asociație. Suntem cam 20 membri hardcore care ne implicăm, indiferent ce s-ar întâmpla. Știu că dintre cei 20 participă și care și nu ajută trăiți și... din asta. Eu sunt singurul care sunt angajat al asociației. Toți ceilalți vin să facă voluntariat. Deci în momentul de față, asociația noastră are una angajată, la sunt eu. Pur și simplu, eu nu... A trebuit să renunț la tot ce făceam înainte, pentru că și eu am fost voluntar la început. Am renunțat la tot ca să mă ocup, pentru că asociația acum mă ocupă tot timpul. Din ce mediu profesional provii? Eu ce ești ca formație? Sunt de formație, sunt economist și am lucrat în presă și în mass media, în publicitate. În publicitate. Deci, în publicitate. În momentul în care eu am, adică noi am înființat asociația și am decis să mă implic în asta, ușor mi-am dat seama că mă ocupă mai mult timp și a trebuit să renunț la ceea ce fac. Asta este o experiență în sine. Da. Ești singurul angajat cumva, pilonul, să zicem, nu, al acestei structuri și al acestor manifestări. Să vedem acum și cercurile mai largi. Așa, dinspre, mai largi un pic, mai cuprinzătoare, și anume comunitățile în care mergeți. Satul românesc, așa, cu o sintagmă clișeu, da? Deci ca să terminăm, deci suntem cei 20 miezul, pe urmă suntem vreo 100 și ceva de unde voluntari mai de unde implicați. Sau care vin astăzi. Pe urmă suntem, spre exemplu, la Color de Village au fost circa 400 de voluntari, deci cam rulăm, mergem cam cu 500-1000 de voluntari unici într-un an de zile. Mult. Foarte mulți, deci foarte mulți. Asta e o comunitate
a Color the Village, spre exemplu, care suntem foarte mulți și foarte mulți care urmăresc și sunt interesați și vor să vină. Și apoi ajungem în comunitate. În comunitate, acolo ni se alătură și acolo voluntari. Deci vin oameni, se implică. Nu mulți, depinde de comunitate, dar ni se alătură și de acolo. Avem... E și de asta cumva, doamne, uite, ăștia vin, muncesc, eu cum pot să stau? Da, da. Da, unii sunt pe mentalitatea asta, alții nu. Noi nu forțăm, nu îi obligăm să vină să facă voluntariat. Tocmai de aia și facem acolo. Mergem ca să le arătăm că se poate și altceva. Deci că se poate, există și alte practici în România, nu doar cum văd ei, că totul este doar pentru mine, eu cu bucățica mea, nu-mi pasă de vecinul meu, nu-mi pasă de ce face celălalt, mie să-mi fie bine, în curte la mine și restul. Un fel de, cum să zicem, autoizolare, ca să vorbim în termeni aproape pandemici, cum se vorbea atunci, cu bine, în alt sens, sigur, da. Da, în ce privește munca și în ce privește economisirea și în ce privește tot ce ține de investire, de a investi, totul faci de obicei la tine în ogradă. Nu-ți pasă, nu ții cont de exterior, de fațadă, ce ține de comunitate. Pentru că, până la urmă, niște case frumoase pe exterior bucură ochii pentru toți cei care locuiesc acolo, chiar dacă nu sunt proprietari. Cu primarii, cu, mă rog, consiliul local, cum ar fi cu autoritățile de acolo, cum vă... Întotdeauna lucrăm cu ei, adică mergem de la bun început, vorbim cu ei. Nu ținem cont că-s femei, că-s bărbați, că ce probleme sunt acolo de politică, asta chiar nu ținem cont absolut deloc. Discutăm, le spunem exact ce vrem să facem, totdeauna cu vorba bună, deschis multe, multe porți, pur și simplu vorbind ca de la oameni la oameni. Cazuri alte... de opoziție semnificativă ați avut? Foarte rar am avut aici, colo, mici neînțelegeri, în sensul în care nu au înțeles ce vrem să facem, nu au înțeles de ce suntem acolo sau pur și simplu n-au mai întâlnit. Am fost în comunități din Caraș Severin unde n-a activat niciun ONG niciodată, de niciun fel. Singurul loc unde ei au văzut sau au auzit de termenul de ONG a fost la televizor. Și poate că au auzit ceva rău acolo. Și atunci noi venind acolo au considerat că cine știe ce se întâmplă. Unii ne-au întrebat de la ce partid sunteți sau ne-au întrebat ce urmărim, ce vrem să facem, ce... Și acolo a fost un pic mai greu, dar asta a trecut repede. Lumea a început să ne cunoască, ne întreabă, voi sunteți aia cu morile, voi sunteți aia cu casele, voi sunteți cu coloratul caselor. Da. Deocamdată am ajuns la culori și la case, să zicem așa. Da. Ce va însemna în 2023? Ce va fi, să zicem așa, colorat? În 2023. Deci în 2023 am ales un sat din Caraș Severin, care nu e departe de Timișoara, deci chiar e mai aproape decât satul de anul trecut din Timiș. Pentru că am fost la Fărășești, am fost la 100 și ceva de kilometri de Timișoara. Dar în județ. Anul ăsta suntem în Caraș Severin, la Valea Pai, care e la 60 de kilometri de Timișoara. Deci de aici, dacă cum am se pornit, numește? Valea Pai. Da. Valea Pai. Dacă pornim de aici, cam în 50 de minute, o oră, suntem acolo. Odată ajuns acolo, descoperi cu totul alt peisaj. Ce peisaj? Suntem la poalele munților deja, suntem într-o zonă lungă a Pogănișului, este o tranziție dintre deal și munte, altă arhitectură, liniște, animale sălbatice, pădurile pline de animale sălbatice acolo, chiar țiriac are un domeniu de vânătoare. Ce să zic, e minunat. Deci e șocant că la o oră distanță de Timișoara găsește așa. Așa ruptură de mediu, cum ar fi. Așa o ruptură, da. Te-ai gândit că acum și asta este o tendință în sine? Sigur, se vorbește în general de comune periurbane. Acum, alea nu mai sunt mediul rural, trebuie limpede spus. Alea sunt, practic, viitoare cartiere sau actuale cartiere neoficiale ale Timișoarei, cumva. Dar, având aceste experiențe, te-ai gândit la o alternativă sau aveți colaboratori care s-au gândit la alternativa asta de a da orașul pe sat, cumva? Adică să facem proiectele în zonă sau ei, să ca se oameni. Mute? Că acum știi cum e și cu lucrul ăsta la distanță, sunt care mai fac de asta. Da, eu cunosc câteva cazuri care s-au mutat, dar așa cumva între două lumi, adică fără să lase confortul de la oraș și să fie relativ accesibil. Ca să te duci, spre exemplu, la Valea Pai, unde noi, eu, cel puțin, noi avem o casă de vacanță,
ca să te duci acolo și să, de acolo să faci naveta sau așa, e mai complicat, mai greu. Sau, în orice caz, cum sunt eu cu familia, având și doi copii, nu avem unde să-i ducem la școală, trebuie să-i ducem într-o comună vecină, calitatea învățământului lasă de dorit. Asta e o altă problemă și în sine. Realist vorbind, numai pentru binele meu și pentru faptul de a avea aer curat, sincer, poate la pensie, dar nu acum când am copii și mă gândesc pentru ei, în primul rând, ca să aibă o educație de calitate. Asta, într-adevăr, cu educația la sate este una dintre problemele cele mai, să zicem așa, cele mai mari. Comunitatea rurală azi, așa cum o percepi tu, care mai mergi numai când se derulează proiectul, mergi în sensul pregătirilor, mergi, mă rog, da, la mod organizatoric acolo și mai des, ce înseamnă, cum o percepi tu? Ce categorii de vârstă, de oameni, de... Da, dacă ne ducem un pic în jurul Timișoarei, o să fie bine, dar dacă cu cât ne îndepărtăm și cu cât ne ducem mai mult pe zona de munte, dar nu numai, avem și în Timiș poli de sărăcie groaznici. Acolo găsim probleme de toate tipurile, deci sunt probleme, sunt și sate foarte îmbătrânite, asta cam peste tot sate îmbătrânite și tineretul plecat, dar avem și zone unde, nu știu, la Saravale, în județul Timiș, spre exemplu, avem cartiere întregi de foarte tinere, deci sunt familii cu câte 7, 8, 10 copii acolo, care stau în niște condiții de lumea a treia. Sunt probleme în Banatul de Munte, în satele de acolo, cu faptul că oamenii nu au utilități, chiar și aici la Valea Pai. Din fericire, anul ăsta ar trebui să se dea drumul la apă, deci nici măcar rețea de apă nu a fost până acolo, n-a fost asfalt, n-a fost un drum asfaltat, accesul foarte dificil. De asta nici nu știe lumea de Valea Pai, pentru că n-aveai cum să ajungi în zona aia, era imposibil să ajungi acolo, erau drumurile foarte, foarte proaste. Deci, între timp, lucrurile s-au mai îmbunătățit. Dar s-au îmbunătățit, dar populația tot a scăzut. Acum aia e unde să ajungi, dar nu mai ai pe cine să găsești acolo. Pentru că aceste îmbunătățiri totuși nu produc un fel de sincronizare sau măcar de apropiere de nivel. Da. Cu ce ar însemna un nivel firesc, cumva, pentru secolul 21, așa cum este el, inclusiv din cauza faptului că s-a pornit târziu și de foarte jos. Adică nu exista nimic până destul de recent, nu? Da. În multe sate, ca infrastructură, ca... E adevărat că s-au închis și în Banatul de Munte, s-au închis multe fabrici, s-au închis multe mine și așa mai departe, dar cel puțin pe partea de infrastructură, când am intrat în 90, era praf, nu era investit, nu s-a investit în infrastructură, nu sunt, drumurile sunt cum sunt. Deci până recuperarea, până în ziua de astăzi, este foarte grea. Iar județul Caraș-Severin, din păcate, care e o bună parte din Banat, deci că vorbim de Banat... Și cea mai frumoasă parte din Banat. Cea mai frumoasă, foarte ofertantă, dar este și cea mai săracă. Deci aici întotdeauna, adică întotdeauna, destul de frecvent se întâmplă ca zonele frumoase, mai frumoase, cele mai frumoase uneori, să fie și cele mai sărace, aparent sau, mă rog, neaparent, paradoxal cumva. Pentru că frumusețea este în sine o resursă. Da. Ar trebui și în ziua de astăzi ar putea să devină altceva și noi pe asta și mizăm, încercăm să încurajăm Banatul de Munte să pornească. O întrebare referit, pornind de la acest, este arhicunoscut fenomenul ăsta al satelor devenite comunități de artiști, cum, mă rog, Ciclova, Socolari, mai ales în primul rând Socolari și nu numai. Poți vedea, intui, simți și în alte zone din Caraș, de exemplu, viitoare vetre, să zicem, de acest tip, viitoare comunități de acest tip, formându-se sau care s-ar putea forma acolo? Cred că ăsta a fost un model cam de început de anii 2000. Acum lucrurile s-au democratizat, să zicem așa. Accesul este liber peste tot. Au apărut inițiative cam peste tot. La Armeni și la sat bătrân. Ce știu, prin diferite comune s-a mai mutat câte un neamț, a venit câte un nebun ăsta de prin Olanda cu rulota și n-a mai plecat de acolo. În satele de cehi sunt mulți cehi care s-au
mutat, au venit cu copii, cu tot, au venit, unii s-au întors, unii chiar nu au avut nicio legătură, dar s-au mutat. Am întâlnit cazuri din astea, cam fiecare sat sau comună are câte un străin care, dintr-un motiv sau altul, a nimerit acolo. S-a format un fel de pol cultural, deci ceva și semnificativ. Fiecare a început să tragă. Ca să se formeze un pol cultural, aici mai e de lucru. Deci cred că tot Timișoara este cea care poate să furnizeze viitor locuitor, să zicem. Exact, și un pic de background cultural și un pic de... Pentru că zonele, resursele care sunt în Caraș sunt formidabile, sunt dintre cele mai frumoase județe din țară și ca entitate, mă rog, administrativă, suntem dintre cele mai frumoase din partea asta de Europa. Deci de la porțiunea, mă rog, de intrarea Dunării în țară până la cheile râurilor care sunt acolo, Caraș, Nera. Da, oferă absolut tot ce e nevoie ca natură. Partea mai slab dezvoltată este partea de ofertă culturală, tocmai aici vorbim. Și nu doar cultură în sensul artistic. Cultură, vorbim aici de oferta culturală, tradiții, obiceiuri, ele există, dar nu, poate sunt, mai nu bine, sunt disponibile. Adică destul de bine conservate. Da. Sau conservate, nu sunt disponibile ca să fie exploatate turistic. Adică un turist care vine, se plimbă prin Valea Almăjului, dar nu prea are ce face, pentru că el nu poate să nimerească în ziua în care are loc Nunta Cornilor, când se întâmplă, eu știu ce, eveniment din ăsta organizat tradițional. Oamenii de acolo nu sunt încă pregătiți să lase agricultura și să se ocupe de turism. E mai conservator județul care se venea în nivelul locuitorilor? Da, 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 sigur că da. Cum sigur, vezi conservatorismul ăsta? În ce se sau prin ce se manifestă? Este un conservatorism, să zicem, oameni mai, fiind oameni de munte, sunt mai un pic mai trecuți printr-o viață mult mai grea și sunt mai sceptici față de implementarea de noutăți sau de așa, adică sunt legați foarte mult de tradiții, de cultură, de obiceiuri, de niște tipare de viață care nu și le schimbă. Atunci când vorbești, le spui de turism, le spui de pensiuni, le spui de asta, e ceva care nu prea consideră că îi privește pe ei. În schimb, tineretul a crescut deja cu telefonul în mână, cu calculatorul. Ei pot într-adevăr să perceapă că se întâmplă ceva, că pot să facă altceva, să facă turism, să facă alt tip de afaceri, să nu mai depindă de, eu știu, de agricultură. Sau și dacă o fac, să o facă adaptat la ce e nevoie acum. Și ar putea foarte bine să-și găsească un trai acolo unde sunt, în localitățile lor, chiar și în vârf de munte, și să câștige o grămadă de bani, fără să trebuiască să plece în sensul. Dar au nevoie de un pic de pregătire sau să cunoască măcar o meserie, ceva ca lumea care să poată să o practice. Da. Când va fi Color the Village 2023? Color the Village are loc între 8 și 10 iunie. Deci 8-10 iunie. Începutul verii, s-o spun. Da, sunt 3 zile și noi ne așteptăm să fie o participare, sper eu, la fel ca anii trecuți. Anul trecut au fost peste 400 de voluntari împărțiți în 3 zile. Ei se pot înscrie fie să participe o zi, două sau chiar 3. Și pentru noi, ca asociație, a fost, de obicei, a treia zi a fost cea mai aglomerată. Prima zi vin cam 200. Asta însă în duminică, acum, sau cum pică? Sâmbătă. Da. Deci joi, vineri și sâmbătă. Joi vin cei mai puțini, pentru că încă sunt la lucru. Vineri încep să vină tot mai mult și apoi sâmbătă e maximul când... Și se stă probabil până duminică, mă rog, în așa fel încât să fie o zi... Se mai, da, se mai distrează lumea, se mai face foc de tabără, se mănâncă, se bea. E și o priză la alt mod de viață. Da, da. Este deci, și la un fel de mod de viață mai campestru, mai liber în felul lui, mai naturist. Dincolo de ce ajutăm noi comunitatea, prin proiectele noastre noi ajutăm și voluntarii. Deci ei sunt cumva început să-i vedem ca beneficiari a ceea ce facem noi. Deci noi ăștia 400 de oameni îi aducem aproape de satul românesc, îi aducem aproape de patrimoniu, de comunități pe care poate nu le-au întâlnit niciodată, nu le-au cunoscut și îi aducem să aibă o experiență care pe termen lung îi ajută să, ce, să se dezvolte. Ce alte proiecte mari, majore mai aveți anul ăsta? Proiecte mari am avut și continuăm, avem un program mare legat de morile de apă, morile, în primul rând. E un demers pe care noi l-am început. Exact. Noi am început în urmă cu 4 ani, am făcut atunci un fel de recensământ, să ne dăm seama
cum stăm cu de inventariere, cum inventariere, da, o repertoriere. Am făcut acea repertoriere în teren, ne-am dus să vedem unde sunt, cum sunt, le-am fotografiat, le-am luat, le-am făcut fișe și așa mai departe. Aia a rezultat într-o bază de date, am publicat, după care am început să facem și reparații, restaurări, să repunem în funcțiune. Atunci am găsit 240 doar în Banatul de Munte, Între timp am mai găsit, suntem la peste 260, am mai descoperit și altele și cred că mai sunt vreo câteva. Dar în ce stadiu sunt ele? În ce stare, mai bine zis? Ele sunt, cam o treime sunt încă funcționale. Deci cam aproximativ o treime sunt încă funcționale și funcționează... Sunt grupate într-o anumită zonă astea funcționale? Sunt răspândite, destul de răspândite. Deci se regăsesc mori funcționale în mai multe părți, cel puțin în Banatul de Munte. Și chiar în Timiș avem o moară mare pe apă, pe Bega, la Balinț, da, care e funcțională. A fost restaurată de actualii proprietari și este o minunăție. E pur și simplu un muzeu acolo, care și chiar au vizitatori. Deci avem și un caz de genul ăsta în Timiș, dar marea majoritate sunt în Caraș. Da. Bun, asta e cu more. Ce va însemna, de fapt, dincolo de această inventariere făcută, ca modalitate de a le valoriza? Noi, practic, ce am făcut în anii ăștia a fost să facem echipe cu care să reparăm, să restaurăm. Am o parte dintre ele, pur și simplu le-am schimbat acoperișurile, le-am reparat, unele le-am ridicat cu cricul, le-am ridicat, le-am refăcut fundația, la altele le-am săpat, în funcție de ce a fost nevoie, am săpat canalul și am readus apa să curgă aici din nou apa. Aici vă trebuie și consultanță de specialitate. Deci a fost o consultanță foarte bună și am o colaborare bună cu Muzeul Astra din Sibiu. Trebuie să spunem că suntem în Banat, dar dacă nu era Muzeul Astra din Sibiu, noi nu mai aveam astăzi nici morile de la Rudăria, pentru că venirea lor la începutul anilor 2000, sfârșit de anii 90, au implementat un proiect acolo cu care au salvat morile de la Rudăria. Dacă ei nu făceau acel proiect atunci, astăzi nu mai puteam vorbi despre Rudăria așa cum e, pentru că pur și simplu mai bine de jumătate nu ar mai fi existat. Da, am discutat despre un proiect care este o emanație a Timișoare, ceea ce faceți voi, de mai multe proiecte, dar să zicem de o asociație ca proiect, care este emanația Timișoare și care nu acționează în Timișoara direct. Noi. Da. Da. Ceea ce face ca Timișoara să fie cu atât mai mult o capitală culturală, cu cât este și un centru de emanație. Nu doar o zonă în care ajung alte emanații, să zic așa. Da, în cel puțin asta mi-aparține, dar ideea mea este că Timișoara este, un pic din Timișoara este în tot teritoriul și un pic din tot teritoriul este în Timișoara. Trebuie să fim conștienți că Timișoara acaparează toate resursele umane de cea mai bună calitate din tot teritoriul. Deci tinerii de la Bănia, de pe Clisură, termină liceul și vor să vină la Timișoara și mulți vin. Foarte mulți timișoreni au rude, dacă nu se trag, chiar din aceste sate, sunt legați de aceste sate și ei poate să fie o sursă de schimbare în bine în toate regiunile. Și mai este ceva, și un fel de exemplu de regionalizare, să zicem, adică este o acțiune la nivelul Banatului, nu doar la nivelul județelor, județului, da, mai bine zis, cum, da, ar fi actualmente, așa cum, de exemplu, și Festivalul de Jazz de la Gărâna, care loc în Caraș Severin, dacă acolo se ține la Baia Lupului, este tot cumva o emanație a Timișoarei, sigur, cu un anumit tip de sprijin, care nu este doar local. Sigur, deci implicarea timișorenilor, acolo unde se implică timișorenii, se vede, deci pe mâna lor se vede ce se întâmplă. Și e foarte nevoie de timișoreni să vină atât în Banatul de Munte, dar și în Timiș, să vină și să se implice în comunitățile cu care au vreo legătură, fie pentru că s-au născut acolo sau le plac locurile, sau le place, sau decid să facă ceva, că nici noi, eu sunt și de oraș. Și ca ultimă întrebare, vezi regionalizarea ca soluție pertinentă? O regionalizare așa cum era ea, eu știu, clamată de, eu știu, regionaliști sau de oameni care își doreau să revină la o anumită formă din trecut, eu nu cred în așa ceva. Dar deci, cum ar trebui să fie? Pe calea administrativă probabil că ar trebui să existe mai puțină, mai descentralizat, adică pentru că în momentul de față vedem asta și cu primăriile și cu administrațiile locale și cu oamenii așteaptă tot de pe la București să vină. Este mult prea complicat când ar trebui să se rezolve probleme mici aici.
Aici asta ar însemna, de exemplu, formula asta actuală cu județe, ți se pare fiabilă? Sincer, e mai puțin important dacă sunt sau nu județele, câtă vreme are loc o descentralizare. Deci dacă județele, așa cum sunt, ar primi mai multe și ca fond. Mai multe puteri și mai multe putere, să zicem, pe ansamblu. Ar fi suficient. Că asta ar însemna mai mult, o reorganizare instituțională, nu doar administrativ-teritorială a țării. Deci realmente delegarea de putere de la București aici, unele lucruri. Exact. Și atunci pe centrele astea mai mari, mai puternice, cum să zic, ele nu mai emană doar într-un județ, emană într-o regiune. Că nu se pot face, să zicem, 41 de descentralizări, cum ar fi, se fac, nu știu, 15, câte regiuni sunt, sau 10, în așa fel încât ce se descentralizează să se pună pe un centru de putere care acoperă o zonă mai mare, o regiune, că asta ar însemna. Cred că cel mai bun exemplu sunt drumurile județene. La Caraș-Severin au, nu știu exact, 400-500 de kilometri, sau poate greșesc, poate mai mulți. Oricum, mulți, foarte mulți kilometri în gestiune, care sunt ai Consiliului Județean, și au un buget de câteva milioane de euro pe an cu care trebuie să nu poți să faci așa ceva. Da. Ori discuția e, să zic așa, fără sfârșit. E bine când se termină și ai senzația că, de fapt, ar trebui să continue. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult!